Pentru RAC vorbim de familie, unde sunt controverse, sunt confruntări, unor poate confruntările sociale sau cele juridice, sunt rivalități, sunt chestiuni de luptă. Energia lui Marte se poate manifesta și în contactele cu alte persoane. Tot prin stări de confruntare, prin dorința de a se atinge niște obiective, în urma confruntărilor pot apărea dorințe pe care probabil că nu le conștientizați și unor puteți să acceptați să pierdeți o confruntare dacă obțineți eventual niște beneficii. Discuțiile cu apropiații au la bază contracte, asocieri, sunt purtate unor cu diplomație maximă. În comunicare sunt păstrate farmecul, inspirația și relațiile cele mai probabile sunt bazate pe intuiție, pe emoții. Schimbările, transformările vă fac practic să aveți atitudini prietenoase, să păstrați mai ușor distanța față de ceilalți, sunt momente favorabile pentru a fi original, deschiși la progres, la lucruri noi, există o dorință mai mare de libertate și chiar de deschidere la nonconformism, la lucruri excentrice, interesul poate să fie mai mare către lucruri mai ieșite din comun, iar relațiile pot fi mai libere, mai nonconformiste, mercur retrograd în formează împreună cu Luna și cu Uranus, retrograd, în 28 august o piramidă de pământ. Această piramidă de pământ vă influențează pe relații, pe cămin, sunt schimbări care vă favorizează în a recolta niște eforturi pe care le-ați depus în cursul timpului, în găsirea unor soluții, în valorificarea resurselor de care de dispuneți efectiv. Uranus intră într-o mișcare aparent retrogradă între 28 august și 27 ianuarie sunt favorizate în zona de relații schimbări, mai ales în zona de finanță de aprovizionare, de investiții de relații care evoluează diferit puteți vedea mai ușor ce schimbări trebuie să faceți pentru a avea mai multă siguranță financiară mai multă siguranță socială în 29 august schimbările pot crea o ruptură între sentimente, între manifestările lor efective, modul cum le exprimați, cum le exteriorizați. Relațiile sunt mai extravagante și poate unor mai incompatibile. Schimbările din zona de resurse pot să vă ducă în zona relațiilor la unele frustrări, la dorințe unor poate mai neclare, mai uh, greu de exteriorizat. La unele cheltuieli, iar în 30 august vorbim de cunoaștere spirituală, de călătorii, de stări de confuzie, de iluzii, de emoții contradictorii, de stări de amăgire. Se păstrează seriozitatea, spiritul critic, dar sunt aspecte destul de austere care vă solicită, chiar și munca poate să fie mai grea în această perioadă. Relațiile pot fi mai rigide și există tendință mai mare de izolare. În 31 august avem o lună plină din pești care aduce cu sine iluzii și amăgiri. Această lună plină încheie un ciclu în ultima zodie a zodiacului și anunță începutul unei noi perioade în uh, luna septembrie. Luna aceasta plină aduce la suprafață rezultatele obținute prin uh, cunoaștere spirituală, prin călătorii, poate unde ați început niște proiecte cu șase luni în urmă. E un moment al adevărului, al realităților și Chiar că poate v-ați făcut iluzii, ați sperat a, ca anumite lucruri e, să se îndrepte. Luna plină se află pe axa Fecioară-Pești și este o axă unde aveți comunicarea cu apropiații, cunoașterea spirituală, călătoriile. Aici, vizată de această lună plină, sunt visele voastre, iluziile, realitatea așa cum este ea. Puteți vedea mai ușor greșelile pe care trebuie să le reparați prin discuțiile cu cei apropiați despre călătorii sau despre lucruri spirituale, puteți să vă confruntați eventual persoane fățarnice. Din punctul de vedere al sănătății pot apărea ceva probleme, iar cunoașterea spirituală, cea filozofică, călătoriile pot să aducă emoții mai multe, pot să aducă o creștere a imaginației, a generozității, a pasiunii către zona artistică, muzică, artă. Din 3 septembrie vorbim de carieră. Aici apar instincte mai mari de a afirma, dorința de a influența pe ceilalți, o tendință mai puternică de a vă stăpâni propriile emoții, iar în relații preferați un control mai puternic al emoțiilor proprii.